But if you close your eyes. Salutare, salutare! Este prima oară când începem seria de reacționat la episoadele din Pariu cu Viața. Acest prim episod în care reacționăm la episodul 1 face peste 10.000 de like-uri aici pe YouTube la noi pe canal. Eu vă promit că o să apară și un episod 2 în care episod 2 o să putem reacționa și la ce episoade vreți voi și scrieți la comentarii sau la ce episoade îmi vin mie în cap. Eu o să încerc să mi-amintesc părțile mai picante, mai cool, secvențele care au substrat, poveste, să vă mai pot spune câteva chestii interesante de la filmări. Dar dacă voi aveți în cap anumite secvențe pe care ați vrea să le vedeți aici la noi în React Challenge, motherfucker, scrieți frumos la comentarii sau un mesaj, așa cum știți voi, și noi imediat o să percutăm și o să facem un episod pentru voi. Până atunci, sunt cu laptopul aici, nu este o glumă, uitați-vă că am sezoanele pregătite și mă gândeam să dau play primului episod din primul sezon Pariu cu Viața și să văd efectiv ce secvențe îmi sar în ochi. În caz că nu ați înțeles, în această fabuloasă, angelică aură, ne regăsiți pe mine și pe Alina Eremia, protagoniștii primului sezon Pariu cu Viața. Am creat acest plan de poveste ca să pot să-i dau play primului episod. Hai să reacționăm. Mă, nu vine să cred, a început genericul. Wow, când mergeam pe podul Basarab. Wow, John, nu vine să cred. Uite-te cum am filmat cu camionul ăsta de care zicea Fotea, nu vine să cred. Deci noi aici trebuia să avem un super tir, fraților. Și când ne-am dus să filmăm genericul, ne-am trezit că aveam o mini camionetă. Dar ne-am distrat. Uite cum mergeam eu pe pod. Uite cum stăteam eu pe marginea podului și contemplam. Uite aici când se opresc cu camionul și mă iau. Bă, știi cât ne-am chinuit să filmăm ridicarea aia în camion? Și bă, că nu e oricum ridicarea în camion. Bă, ce emoții mă iau. Pariu cu Viața, mi-ați-vă bine. Reacționăm la primul episod din Pariu cu Viața. Ia uite pe Eremia cum aleargă prin ploaie, nu cred. Deci aici aleargă prin ploaie și ajunge la mine acasă. Și când ajunge la mine acasă. Dar de ce a venit la mine acasă? Nu mai țin minte. Ia uite-te la ea. Udă toată, nu vă gândiți la prostii. Deci suntem încă la domnișoara Eremia, udă în ploaie. Parcă și văd titlul acestui prim react. Cum s-a udat Alina Eremia? Ia fii atent aici. Had me a blast, summer loving happened so fast. Băi, nu cred. Ia uite mă cum am luat. Ai văzut mă cum o ia mă în genericul ăsta cu Eremia de gât așa? Ești că-s latino vero mă. Băi, uite cum firuietele alea. Băi, nu vă imaginați cât ne chinuia Vica la dansuri? Ca să ne iasă într-un final mini scălăbările astea. Că până am ajuns noi să dansăm cum trebuie. Până pe la dance, dance, dance. A durat mult. Am întâlnit pe Vlad cu arcul de cupidă. Wow, wow, wow. Nu vreți să știți cât am filmat la genericul ăsta. Cred că am filmat 2 zile. Eu zic, bă, idiotule, Eremia, ce pușneață era. Ai capare și fratele. Uită-mă de Chris, mă, încuța, mă. Domnul Doru Ana, îl salutăm, mare actor. Doamne, cât de mult m-a ajutat domnul Doru Ana. Mamă, nici nu avea aparatul Chris. Doamne, cât de mică erai Chris. Uite-și pe doamna Carmen Tănase să rămână. Vă pupăm. Băi, atâtea emoții mă iau când mă uit la primul episod, John. Uite-l, mă, băiatul! Cu tricou bleu, ia uite. Ce râs, fratele? Atât! Ai auzit? Stai, pauză! Zâmbește. Zâmbește. E, vezi? Așa e cea mai frumoasă. Eremia aleargă în ploaie. Hop, și a ajuns la ușa lui șeful. Ia uite, a deschis. A poftit-o în casă, stai așa. A venit Andreiul. Las că mă ocup eu. Deci fii atent cum a venit Andreiul. A luat-o de umeraj frumos. Las că mă ocup eu și direct pe cameră. Așa. Ia uite și Eremia cu același talent. Tancuța aici frumoasă foc. Mamă, eu am uitat că taică-mi e din serial. Nu halea pe Eremia. Uite-l pe fratele Popa. Poate-a morsă de Eremia cum își schimbă bluza. Sutien, hâț. Bă, ții minte că aici s-a întâmplat rutul, nu? Uite-l pe fratele cum șterge. Ciubiță cu ciubiță, ai înțeles, da? Bă, uite, păturica, păturică. Vezi, mă? Vezi, mă? Băi, eu când îți spun și tu Batman, Batman. Așa, primă pupică, așa fugitiv. M-am luat-o în brațe, că am și pierdut când am luat-o în brațe. Da, înainte de păturică e cu luat în brațe. E, fiate, de ce? Hop, Ventuza, îți! Și că vrei să zic că lumea că stau în patul tău la care eu... Și crezi că te las eu să stai? Bă, cred că ne-am sărutat 30 de minute în continuu pentru secundele astea, milisecundele astea. Ia-o, Telma, pe neagică, mă, bă, bă, domnul Radu Gabriel, ce actor. Tor jos pălăria. Ia uite-l pe Leven, uite-l pe tănțica. Ia uite John aici, a sărut pasional. Gata mă, vezi, de asta am filmat noi 30 de minute. Acum mi-amintesc că ești nebun. Acolo de text că e balul, nu-i Hamlet. Uite, stai mă, dă-i pauză un pic. Uite-te la îndrălău ăla care nu mai poate. Respiră ca un taur. Și săraca Ioana voia la bal. Nu-i scuce la bal. Ce? Doar un bal, nu-i Hamlet. Ia uite. Drăguț.
de treabă. Ciuda! Bă, sunt mândru de mine și nebun acum că mă uit din nou. Bă, și dezbrăca, mă! Andrei, n-am stabilit că așteptăm până să fiu amândoi pregătit. Tu ce pregătit e, Andrei, ești nebun? Dacă mă iubești, o să mă aștepți. Uite-l pe Rafa! Uite ceasul ăla pe care se pune pariul. E tras-o sau nu, ce băiețel? Uite-o pe sore, îți pupic. Mamă, sore, cum a început serialul ăsta, era dracu pe pământ, John. Cât de bună replica asta, mă. Este replica domnului Gabriel, știu clar că s-a discutat când făceam textul. Știi ce bine să dai peste un țigan pe bicicletă? S-ar putea să fie bicicleta ta. Fără niciun pic de rasist, doamne ferește, este o glumă. Gândiți-vă că filmarea unui episod dura 2 zile. Cred că din acest prim episod, o singură zi a fost numai în acest club în care am filmat balul. Doamne, cât de grea a fost filmarea Stage of Joy-ului. Wow, abia aștept să ajungem la Stage of Joy, să vedeți acolo reacții. Ia uite-te la Rafa, se dă la profa de muzică. Fetelor, vă spun un secret. Pe cât de dur și hard era Rafa în serial, pe atât de suflet bun și liniștit este el în realitate. Tu ești cel mai drăguț băiat dintre noi trei, fetele. Uite-o pe Diana, Diana era amanta lui Taică. Întrebarea vlogului. Scrieți-ne, vă rugăm, la comentarii dacă v-ați prins după ce persoană publică este conturat personajul pe care Diana Dumitrescu îl interpretează în pariu cu viața. Vă spun că este din showbizul românesc, persoană publică. Începe Stage of Joy. Ca să vă dați voi seama cam cât de greu a fost, pot să vă spun o informație pe care sunt sigur că nu o știți. La filmarea acestui Stage of Joy, Vlad, Germa și Aluxa Glezna. Și ne-am chinuit foarte mult la episodul 2 și 3, pentru că a durat ceva accidentarea lui. Dar imaginați-vă cât de grea era o filmare. La un anumit moment dat, când noi băieții sărim de pe scenă, el a călcat greșit și Aluxa Glezna. This is bass. This is Stage of Joy. Nu pot să cred ce orice-am. Un dans, fraților, un dans complet cu o piesă. Se filma în 4-5 ore un dans, iar Dance Dance Dance-ul, care a fost și videoclip independent, s-a filmat în 16 ore. Și după dans vine speech-ul meu. Deci am avut un speech la sfârșitul dansului pe care nu vreți să știți cât de greu mi-a fost să țin. Era teoretic primul meu monolog de filmat în serial. Bă, emoția e atât de mare că vrea să intru în pământ. Și știți cum e la când ai speech de obicei la filmare? Știți că toată lumea se uită la cel care ține speech-ul. Adică spatele meu la bandul se uita la mine, toți profesorii se uitau la mine și toată figurația respectiv, ceilalți oameni de la bal, se uitau tot la mine. Nu vreți să știți cum este. Transpiram numai existând, numai respirând. Aude-l pe fratele cum stătea acolo și ținea priza frumos. Fac sore cu Dima aici care e sar capra. Ia uite-l pe fratele, stop, am speech. Cred că atunci când a zis și muzica de la Beatles în coace era gen, mamă, mai am 3 cuvinte zile și pe asta și ai scăpat. Wow, ce emoții aveam în fața camerei, doamne. Ia stai așa cu ceasul, cu ceasul, ia uite, ce că frate nu te strânge ăsta? Ia, bea un pahar cu apă și mai recorește-te. Talentul. Băi, s-a terminat, mă, seara. Ce măcar, ce măcar. Da, așa că a auzit Ioana discuția. Hei, acum vine Palma. Ia, mamă, a sifonat că am pus pariu, am uitat complet. Palma, Palma. Atât de-ai arde-l. Ia uite, bă, ia mă ceas. Mamă, și acum mă duc afară și direct genunchi la... genunchi la diamante. Ioana. Bă, dar ce picior mi-a dat, Johnule, dă-mi... pleacă lacrimile din ochi. Tu nu mă enervezi în seara asta, că-s nervos, mă bă, te bat și mâine o să pară rău. S-a deschis sezonul de violuri. Aici se face rău la ampuța. Băi, cât de mișto a fost filmarea în ambulanță. Wow, cât de tare am filmat pe bune în ambulanță. Cu sirenele pornite, cu mers pe stradă cu viteză. Băi, a fost ce ai mă realul ăla mare rău de tot. YouTube, sora, cum arunc 100 de euro. Se ia bătaie, mă? Am uitat că se bat Ioana cu Sara John. Wow, ce păruială real. Mamă, John, uite ce e acolo, ești de bun. Dați un like la filmul ăsta dacă încă se mai bate lumea în școli. Uite-mă, uite-mă ambulanța. Bă, cât de tare au fost. Îi mulțumesc doamnei Carmen Tănase pentru o secvență de neuitat. Deci, ca să înțelegeți un lucru, că văd că aici sunt selectate fragmente. Nouă regizorii ne-au spus să jucăm situația a la long. Efectiv să improvizăm cu ce are, ce se întâmplă, de ce nu mai respirăm. Și noi am filmat, cred că vreo 20-30 de minute în continuu cu ambulanța învârtindu-ne prin oraș cu sirenele puse. Iar ei ulterior au tăiat ce le-a plăcut cel mai mult. Dar pentru noi situația a durat și a existat 25 de minute în continuu. Ne-am încărcat cu energie la un anumit moment dat de cred că nici nu ne mai dăm seama că ce se întâmplă acolo e ficțiune și că nu e adevărat. Mama, a ajuns acasă. O știm cu toții pe asta cu vino încoace și după aia slap de la părinți. Cum ai venit tu la ora 13 când eu ți-am zis să vin la ora 2? Păi ai venit mai devreme. Ia fiți atent. 1 la 1. Ce mă distrează cum se uită domnul Radu Gabriel de jos așa la Iacalina înaltă și ele mai mic și șoseiu. Ei, șbarț! Osule, ce pălmoi a dat! Și gata? Scuze, termin aici, am luat panica aici, nebun! Uite-mă, tovarășa eremistica, cum gătește ea omleta în curte! O trebuie, frate, istopiță, păcit, cravata, cravata deschisă, cămașa și fumea. Ia, ia, ia! Vai, nu cred că asta e faza cu iaurtul, John! Jaț!
De ce flutări ca să te iert ăsta și că ziua ești nebun? Băi, deci îmi amintesc că te-am râs la asta cu iaurtul pe vulcan. A fost one shot. Adică n-a aruncat decât o dată iaurtul, dar l-a aruncat bine, asta e de spus. Mamă, liceu, mă, nu-mi vine să cred. Băi, în curtea asta liceului cred că am stat, poți să zici din 3-4 ani de filmări, cred că 2 ani am stat numai în curtea aia de liceu. Ori în curtea liceului, ori în liceu. Când era frig în liceu, când era cald afară în curte. Și numai așa zi de zi, ani la rând. Dar ne distram. Câte ori am dormit pe băncile pe care le vedeți voi în serialul ăsta. Știți cum dormeam? Aliniați ca sardinele, John. Băi, nu pot să cred că m-am încercat emoțiile astea. Am terminat primul episod. Cum îmi amintesc că ăsta era Cucu cu care se termina primul episod? Și anume momentul în care se panichează toată familia, că ea începe să frigă, Ancuța începe să frigă. Toată lumea știe ce se întâmplă mai departe. Dar asta nu înseamnă că nu o să așteptăm cu sufletul la gură reacțiile de la episodul 2. Sper că v-a plăcut am făcut noi aici, eu m-am simțit super și mă bucur că m-am apucat din nou de serialul Pariu cu viața. Cred că este a treia sau a patra oară când îl văd, bănuiesc că și la voi la fel. Nu uitați, dacă vă place și facem peste 10.000 de like-uri, seria de reacții o să devină serie pe bune, iar episodul 2 va apărea cât de curând. Puteți să ne și spuneți acolo dacă vreți să comentăm anumite faze sau dacă vreți să auziți ceva anume de la noi pe anumite secvențe. Ideea este că încercăm să facem React Challenge pe tot sezonul 1 de la Pariu cu viața. Dacă o să vă și placă, o să și vedem. Eu sunt Dorian pe Instagram, dați un follow aici. Dacă vreți să dați un subscribe pe Dorian Popa și să vă porniți notificările, nu uitați, mi-ați ajutat foarte mult. Like și comment și ce vreți voi și să ajungem în trending, pentru că ne place în trending și voi ne ajutați să fim acolo. Pa! Rămân cu amintiri care dor.